Bună ziua, eu sunt Camelia Chira și astăzi vă propun acest exercițiu. O să-l rezolvăm împreună și avem radical din 1 minus 1 pe 2, de înmulțit cu radical din 1 minus 1 pe 3, de înmulțit cu radical din 1 minus 1 pe 4. Și să vedem cum se rezolvă. Știm că dacă avem 1 minus 1 supra n este egal cu, uitați, cu n minus 1 supra n. Și așa o să procedăm pentru fiecare dintre radicale. Deci aici o să amplificăm cu 2, aici cu 3 și aici cu 4. Și o să avem radical din 2 minus 1 pe 2, de înmulțit cu radical din 3 minus 1 pe 3, de înmulțit cu radical de 4 minus 1 pe 4. Așa. Și acum facem operațiile aici de scădere și o să ne dea, scriem de desubt, 2 minus 1 ne dă 1 supra 2, de înmulțit cu radical din 3 minus 1, 2 supra 3, de înmulțit cu radical din 4 minus 1, 3 supra 4 și egal mai departe. Știm că radical din 1 pe 2 ne dă radical din 1 supra radical din 2, înmulțit cu radical din 2 supra radical din 3, de înmulțit cu radical din 3 supra radical din 4, egal mai departe. Și aici se vede că se reduc radicalii, radical din 2 cu radical din 2, radical din 3 cu radical din 3 și egal cu cine? Cu radical din 1 care ne-a rămas supra radical din 4 și egal mai departe, radical din 1 supra radical din 2 la a doua și egal mai departe cu 1 pe 2. Acesta este exercițiul de astăzi. Am să vă las un exercițiu să-l faceți acasă și o să avem, deci pentru acasă, aștept în comentarii rezolvarea. Să vedem dacă ați înțeles. Radical din 2 plus 1 supra 2 de înmulțit cu radical din 2 plus 1 supra 5 de înmulțit cu radical din 2 plus 1 supra 11 de înmulțit cu radical din 2 plus 1 supra 23. Acesta este exercițiul pentru acasă. Vă aștept cu rezolvări și la următoarea lecție o să-l facem împreună. O zi frumoasă și spor la lucru! Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă aștept în comentarii. O zi frumoasă!